Un puternic incendiu a izbucnit ieri în jurul orei 13:23 la acoperișul unei hale din incinta Secea-Vicola Buzău S.A., secția Călărași. 5 autospeciale de stingere din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călărași s-au deplasat de urgență la fața locului, acționând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 5 ore. La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta cu violență la acoperișul halei numărul 2 de producție, secția Păsări, pe o suprafață de aproximativ 350 metri pătrați, existând pericolul propagării la întreaga hală, precum și la alte spații și bunuri aflate în vecinătate. Concomitent cu acționarea de stingere a incendiului, s-a acționat și pentru evacuarea păsărilor din hală, care se aflau în pericol dacă incendiul se propaga. În urma intervenției au fost salvate bunuri în valoare de aproximativ 100.000 de lei. În momentul de față, cauza producerii incendiului nu s-a stabilit încă.